Echipa de fotbal feminin Politehnica Timișoara va juca sâmbătă în etapa 12-a Superligii Feminine. Adversar va fi Farul Constanța, iar partida va avea loc în deplasare de la ora 11:30. Va fi un derby al primelor două clasate. Echipa patronată de Gheorghe Hagi are ambiții mari și la fotbal feminin, după ce în acest an a câștigat campionatul național în premieră la masculin. În runda precedentă, echipa a învins pe Gloria Bistrița Năsăud scor 2-0, într-un joc disputat pe stadionul Știința. Prima parte a reprizei întâi a fost controlată de oaspete, care au avut și cea mai mare ocazie, prin Mihaela Merlan, care a șutat puternic de la marginea careului, dar Sara Câmpean a respins în corner. De cealaltă parte, Nicoleta Curia a șutat pe lângă poartă. Repriza a doua a fost total diferită și controlată de Poli. Introducerea Andreei Șepețan a schimbat jocul pe faza de atac. În minutul 51, aceasta a pătruns în careu pe partea dreaptă. I-a pasat Dimitrie Ivanova, care a șutat cu stângul și a deschis scorul. În minutul 62, Nicoleta Curia a stabilit scorul final dintr-o lovitură liberă de la aproximativ 18 metri. Spre final, Bistrița a ratat o ocazie imensă. În clasament, Poli se menține lider cu 26 de puncte la 6 lungimi de Farul Constanța și câte 7 de Gloria Bistrița Năsăud și Universitatea Cluj. Ultimele două echipe au câte un meci mai puțin disputat.